Bă, mie îmi plac chestiile mărunte care știu să facă mai multe chestii. Chestii care știu să facă chestii. De ce? Pentru că ai o chestie, să zicem, mai mică și poți să facă mai multe chestii. Mai multe lucruri. M-am repetat cu atât de multe chestii. Chestii. Așa că azi vorbim și o să... Avem imediat un device care face două lucruri. Cel puțin două. Din câte am văzut până acum. Hai să-l desfacem. Ați auzit vreodată de Philips Hue? Practic este un bec în sine, care montat la un soclu, poate fi controlat de pe telefon, cu o aplicație, LED-uri RGB, o grămadă de chestii faine. Asta ar putea fi o clonă destul de bună la un bec de la Philips Hue, dar ăsta în schimb are și boxă. Are o boxă incorporată într-un bec. Da, într-adevăr, sună destul de dubios, nici eu nu știu cum vine toată treaba asta și poate fi controlat prin Bluetooth de pe telefon. Din păcate, nu poate fi controlat cu un asistent vocal gen Google Home sau Alexa, dar cred că pot fi niște tricuri acolo făcute astfel încât să-l controlezi și astfel. Hai să vedem exact ce avem în cutie și cum funcționează. Wow, ok. Asta e mare. Bun, în cutie avem în felul următor. Becul, care este absolut imens, și o telecomandă RGB, dar teoretic poate fi conectat la telefon prin Bluetooth și poți să-i schimbi culorile de pe telefon. Nice. Bineînțeles, nu mai zic de muzică, pentru că na, muzica o dăm prin Bluetooth de pe telefon. Bun, hai să vedem exact. E plastic, deci aici avem plastic. Sper să nu se încingă, nu cred. Dacă e cu LED-uri, n-ar trebui să se încingă sau să aibă vreo problemă. Și aici pare a fi boxa. Da, sunt curios cum se aude, pentru că becuri LED RGB am mai avut, ce-i drept, nu prin Bluetooth, și încă mai am, în vloguri mai apare în fundal câte un bec RGB, dar este controlabil doar prin telecomandă, ăsta poate fi controlat și prin Bluetooth de pe telefon. Hai să vedem! Bun, am adus o vioză care are Fasung soclu de E27 și becul la fel, de E27, hai să montăm becul, hai să-l aprindem. Ok, a avut un delay din momentul în care am aprins din întrerupător și până să se aprindă asta. Și se aude și un bâzâit. Hai să vedem cum îl găsim și cum putem controla. Bă, dar n-am văzut să avem vreo aplicație sau ceva. Este vreo aplicație? Cum am putea controla noi lumina dacă nu avem aplicație? Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Am căutat o aplicație, pentru că așa spune că ar trebui să poată fi controlat de o aplicație, cel puțin LED-urile ar trebui, muzica, da, clar vine prin Bluetooth, și am căutat aplicația care să controleze treaba asta și ghiși ce, nu e nicio aplicație! Sau mă rog, există câteva, dar nu pentru genul ăsta. Cel puțin eu nu am găsit nicio aplicație, dar ăsta va fi un produs pe care cumva îl recomand, cumva nu, dar va fi primul produs care nu primește din partea mea un birou, dar vreau să văd cum merge telecomanda, cum merge sunetul, cum se aude, în consecință o să fie un video super scurt și vedem dacă până la urmă putem recomanda ceva din produsul ăsta sau nu. Trebuie să avem și de asta, nu? Bun, hai să vedem. Am adus telefonul, l-am conectat deja la Bluetooth, dar hai să punem o melodie, stai să-l pornesc mai întâi. Ok. S-a conectat la Bluetooth. S-a conectat de nou la Bluetooth. Bun, hai să vedem, avem modalități de lumini. Asta e roșu, nu știu cât se vede. O să mă duc să schimb puțin lumina. Am creat o atmosferă super romantică în momentul de față. Ok, pe albastru. Hai să mă dau și eu puțin aici așa să-mi vedeți fața. Hai să vedem un flash. Ok. Asta merge, fade-ul. Da, merge și fade-ul. Și hai să punem o melodie, să vedem cum se aude. Ca de fiecare dată o să dau volumul la mic, începem cu volum mic. Hai să dăm play la o melodie. Măcar sunetul să meargă și să fie ok, pentru că e destul de interesant să ai așa ceva în casă. Și încă o chestie, poți stinge lumina și el încă se aude, ceea ce mi se pare ok. Până acum se aude bine și boxa cealaltă se auzea bine la volumul ăsta. La jumătate de volum și destul de tare. Super tare. Hai să dăm la maxim. Ok, vreau doar să mai aleg altă melodie. Shit.
S-a făcut pielea de găină. Poate fi controlată muzica de pe telecomandă. Sunetul este incredibil. Pentru o boxă care chipurile are 3 wați, sunetul îmi place. Îmi place foarte, foarte mult. Ambiental, sunet destul de bun. Partea cu aplicația nu merge, dar am putea trece peste. Prețul nu e așa mare. Din nou, n-o să-l zic, o să vă las link în descriere unde ne puteți cumpăra, pentru că se pot modifica prețurile, dacă e reducere sau nu. Și așa cum am promis, mă țin de cuvânt, nu facem b-roll pentru boxa, beco-boxa asta. Pentru că m-a pus în dificultate, nu am găsit informațiile necesare, pe net scria o chestie, în pachet a venit altă chestie. De fapt, a venit ce trebuia, dar a fost o informație în plus care nu era necesară. Poate este o informație pentru alte modele de becuri, și nu pentru ăsta, dar trebuia scoasă. Deci nu știu acum a cui este vină, dacă este vina producătorului, cu toate că și pe cutie avem iconul pentru aplicații de mobil. Așa că deci probabil este cumva vina producătorului. Ne vedem vinerea viitoare de acum și v-am pupat. Nu uitați de giveaway. Pa!